Doamnelor și domnilor, am revenit aici la Agricultura la Raport. Invitații mei din această seară sunt domnii Florin Barbu, director general ANIF, Adrian Chesnuiu, director general AFIR, domnul Adrian Rădulescu, președintele Asociației Fermierilor din România și domnul Alexandru Stănescu, președintele Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților. Pentru domnul Stănescu am primit o întrebare. Sună în felul următor. Când există conflict de legislație între cea națională și cea europeană, care dintre acestea primează? Unde în legislația națională este stipulat acest lucru? Dacă puteți să-mi dați. Nu este stipulat în legislația națională, dar legislația europeană primează. E stipulat în tratatul de aderare. Din tratatul de aderare. Legislația românească trebuie să se adapteze la legislația europeană. Dacă n-am făcut-o, trebuie să o facem. Bun. Căutăm să lămurim toate. Da, știu la ce se referă telespectatorul, probabil ca la legislația cu anul de referință pentru subvenția la... Exact, da, da, da. Despre legislația europeană primează. Bun, că tot vorbim despre legislație, vreau să le spunem telespectatorilor noștri ce proiecte aveți în momentul ăsta pe masa comisiei și care urmează să fie supuse plenului. Da, din păcate trebuie să vorbim de prea multe ori decât o lege. De data asta vreau să-i asigur pe fermieri, pentru că legea vânătorii, o lege pe care am scos-o acum un an de zile, dar știți bine că a fost plimbată pe la toate instituțiile posibile, s-a întors și în Parlament și la Curtea Constituțională. De data asta sunt sigur că nu mai poate fi întoarsă deloc și va ajunge lege, pentru că e foarte importantă pentru fermieri, ținând cont de faptul că legea vânătorii clarifică forma de despăgubire a daunelor provocate de animalele sălbatice. Nu o să mai vorbesc de aia, pentru că am vorbit de prea multe ori. Vreau să, doar să-i asigur că legea este în aceeași formă. Săptămâna viitoare eu voi avea o comisie triplă, Comisia de Agricultură Juridică și Comisia de Mediu, pentru că există un raport comun. Și, bineînțeles, următoarea săptămână va fi în plenul Camerei Deputaților și cât de repede va fi în vigoare, astfel încât fermierii să poată să-și primească pagube acolo unde au avut daunele provocate de animalele sălbatice. Mă gândeam că tot vorbeam cu domnul Rădulescu înainte și am să-l provoc puțin legat de... Astăzi am avut o discuție cu cineva din Austria și îmi spunea despre camelele agricole din Austria. În sfârșit, ți-a ieșit un porumbel din gură. Și... nu-mi vine să cred. Da. Îmi povestea cât de bine merg camelele agricole, apropo de asociațiile astea de care vorbeați dumneavoastră. Și vă gândiți să le faceți și în România? Și l-am rugat pe colegul din Austria să-mi trimită legea din Austria, acolo unde spune după că... După aia am copiat și după multe altele. O am, avem o lege bună românească. Mi-a trimis-o, o am pe mail și așa că într-o zi o să vă invit să stăm de vorbă și să o studiem împreună și pe cea românească și pe cea din Austria și să găsim o soluție. Astăzi la ProAgro au fost mai multe asociații invitate care sunt componente ale ProAgro, dar și a fost și la Paru și alții care au fost invitați și în urma discuțiilor de acolo toți, absolut toți, au discutat acest subiect al Camerelor Agricole care trebuie reluat și la care i-am zis, băi, să știți că domnul președinte ne așteaptă. Dar a zis că de 2 ani de când e dânsul aici, numai eu am venit să-și dă Camerele Agricole. Păi dacă n-a zis nimic. Apropo de Camerele Agricole și nu vreau să-i critic pe colegii de la președinți sau colegii de la conducerea asociațiilor profesionale, dar să știți că în tot timpul mi s-a evitat discuția asta legată de Camerele Agricole. Mă mir că ați discutat-o astăzi acolo. Nu eu am provocat discuția, a venit de la ei. Bun, haideți să-l provocăm și pe domnul Barbu la dezbatere, pentru că vorbim despre irigații, vorbim despre ceea ce s-a întâmplat în ultima vreme. Faptul că aveți un buget mare pentru a repune în funcție anumite stații de pompare și repompare trebuie să reprezinte un motiv de bucurie pentru fermieri. Ce ați reușit să faceți în tot intervalul ăsta de timp? Care sunt rezultatele concrete și ce urmează să mai puneți în funcțiune? Da, dumneavoastră îi împiedică ploaia. Nu ne împiedică când avem posibilitatea de a șantierele să fie în lucru, în momentul în care mai dă o ploaie să putem, că noi mergem, știți, avem o perioadă pe timp de vară, în același timp și irigăm, practic, și reabilităm infrastructura principală de irigații. Dar Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, știți, noi am avut un program, prin programul de guvernare stabilit
pentru ca până în 2020 să ajungem la 2 milioane de hectare irigabile în România, plus a doua măsură, cea mai importantă, cred, care a dat speranță fermierilor, a fost asigurare de apă gratuită pe aducțiunea principală până la stațiile de punere sub presiune. Al treilea motiv foarte bun care a fost aprobat pentru ca această agenție să își revină practică, era într-o moarte clinică, Agenția Națională în 2014 când am venit, a fost și a putut să convingă atât Ministerul de Finanțe cât și Comisia de Agricultură ca în Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare să acele firme de paze să fie eliminate și să fie introduși electromecanici pe stații pentru a putea funcționa și a putea duce să poți să irigi până la 2 milioane de hectare. Acea ordonanță a fost o greșeală în 2011 prin care s-au redus de la 5.000 la 1.500. Noi am reușit de la 1.500 să ajungem aproape la 3.500. Practic, Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare în 3 ani de zile a angajat 2.000 de muncitori care erau dați. Ce e foarte important, pentru că legea, ordonanța a fost aprobată în Comisia de Agricultură, că prin aceste angajări au făcut economii. Da, exact. ANIF-ul a făcut economii. Practic. Pentru că a scos firmele de pază, firmele care erau... Care costau mai scump. Care costau practic, mai mult, da. Banii economisiți, de exemplu, în 2016, în 2017, când au fost aprobate cele 900 de posturi, Agenția de Îmbunătățiri Funciare a rămas cu un excedent de 10 milioane de lei, adică aproape 2,5 milioane de euro. Bani pe care automat am introdus acești bani într-un program separat față de programul de reabilitare a infrastructurii principale de irigații, am creat la nivelul agenției un program de reparații, de repunere a stațiilor în funcțiune care n-au irigat în ultimii 20 de ani, stații care nu fac practic parte din cele 2 milioane de hectare, astfel încât în 2 ani de zile am pus pe lângă cele 2 milioane care o să le punem în funcțiune, mai punem în jur de 300-400 de mii de hectare, astfel încât în 2020 să avem 2 milioane 400 de mii de hectare irigabile în România. Dar vreau să spun ceva. Deci eu nu sunt implicat în sistemele de irigații, nu... Nu așteptați să irigați. Da, eu mă fac și greșeli și le recunosc. În vecii vecilor aveam curaj să fac pariu pe ce vreți voi. Când ați venit cu programul ăsta, că nu o să-l faceți niciodată. Niciodată. Da? Nu pot decât să te felicit pe tine, pe echipa de la Minister, pe Parlamentul care a avut încredere că se pot face aceste lucruri. Pur și simplu mă mândresc cu voi. Da? Și de-aia zic eu că tinerii ăștia trebuie să vină. Pentru că cel mai important s-a mai încercat, dar oamenii care conduceau această instituție ori nu au avut știință de carte, ori nu au avut interes, ori au avut alte interese. N-are rost să facem procese. Bravo, mă! Bravo, da, vouă și sunt fer convins că faceți până la final chestiunea asta. Bravo și domnului ministru. Ia zi, nu o să facă domnul de irigații vecii, vecii, vecilor, vecilor. Da? Ce e al vostru, e al vostru. Ce al cezarului, e al cezarului. N-am ce să fac, mă dau bătut și mă bucur și mă felicit că n-am avut dreptate. Da. Când ce an am dat legea cu un miliard pentru infrastructura principală? În 2012, cred. Nu, 2014. În 2015 a fost. Aproape în 2015. 2014 a fost, pentru că aici vreau să ajung. Înainte de a da această lege, în Parlament și, de fapt, în Comisia de Agricultură s-a ajuns la modificarea 138 și 85, zic bine? 82. Toată lumea era hotărâtă la vremea respectivă să predea infrastructura principală către federații. Mi-aduc aminte că eu împreună cu domnul director Barbu ne-am luat la trântă, dar aproape fizic cu colegii mei din Comisia de Agricultură, pentru că nu eram de acord ca infrastructura principală și de irigații și de desecare să ajungă în sistemul privat, că până la urmă ajungea în sistem privat federațiile de irigații. Și sunt convins că dacă renunțam atunci, nu mai exista... Nu mai putea să mai existe acel program național, pentru că nu mai aveai, nu puteai bun, să faci. Bun, dar mi-ai ridicat mingea la fileu. Uite, deci îi dau și nume. Că nu. Insula Marea Brăilei, bă, fratele, trebuie să le dați tot acolo. Acolo judecați chestiunea aia, să le dați și desecarea și tot, pentru că ei nu mai fac parte dintr-un sistem și cu alții. Da, domnul Rădulescu, la insula Marea Brăilei, vă spun eu, situația foarte clară de acolo, sistemul de desecare deservește aproape 70.000 de hectare, inclusiv 3 unități administrativ-teritoriale. Insula Marea Brăilei gestionează aproape 46.000 de hectare. Să nu uităm că mai sunt încă aproape 25.000 de hectare, plus 3 unități administrativ-teritoriale. Deci, în afară de ce are o singură
unitate mai sunt câte hectare? Cât, ce 25.000. Deci, atât cu intravilan cât și cu extravilan față foarte de cele 46.000 de hectare okay pe care le gestionează. Să știe toată. Am avut această discuție, toți care am făcut, nu eram informat pe subiectul ăsta. Și discuția era clar, nu că avem ceva cu insula mare, nici pe departe. Că și ei s-au plâns la un moment dat, când chiar vreau să să-și facă lucrurile astea, că au mari probleme și cu desecarea și cu... Da, și mai este o problemă, eu am explicat-o și dânșilor de la insula Marea Brăilei și am venit cu soluția prin Comisia de Agricultură la domnul președinte, inclusiv în legislația din 138, înainte să modificăm această lege, desecarea era subvenționată de stat decât pentru cus construcții, terenuri intravilane, case, alte astea, fără terenul extravilan. Noi am băgat acum inclusiv terenul extravilan, care se face prin comitetele de situații de urgență la nivel de prefecturi și, practic, să știți că la o suprafață de 46.000 de hectare, cum are insula Marea Brăilei, sunt economii de între 7 și 10 miliarde de ani pe an. Bun, haideți să mai stăm de vorbă cu un telespectator. Bună seara! Alo! Ne auzim? Nu, probabil că s-a pierdut. Da, să dea puțin mai tare în studio, că nu s-a M-am întâlnit cu câțiva fermieri în perioada asta și de sărbători și așa mai departe, și prin Bărăgan și nu știu ce. Nu, mi-a zis să nu mai vorbesc de partide politice și nu mai vorbesc de fermieri. Păi frate, și întreba, băi mă, pe bune, credeați voi că să mai aveți pe aici vreodată să curgă apă? Nu, niciodată. Niciodată. Deci, domne, nu te zici. E un început. E un început până la sfârșit. Și pentru țară, mult, pentru nu, noi, da, pentru e mult toți de lucru și mai ales fermierii trebuie să înțeleagă că trebuie să acceseze măsura 4-3, pentru că e foarte important dacă facem și infrastructura... Și acolo trebuie văzut ce s-a mai umblat un pic pe la ea, că mai sunt niște probleme și acolo posibilitatea de accesa mai ușor. Păi, nu au fost probleme până acum. Solicitările sunt foarte multe. Am avut pe această submăsură 4-3 componenta de irigație la dispoziție 453 de milioane de euro. Sunt deja 192 de proiecte contractate, iar împreună cu domnul Barbu, cu colegii din Agenția pentru Îmbunătățiri Funciare și cei de la Autoritatea de Management, am gândit ca pentru această sesiune, care este în momentul de față deschisă, unde am alocat 200 de milioane de euro, este pentru prima dată când am reușit să negociem, să convingem Comisia Europeană să ne permită ca o componentă de 30% din bugetul total al proiectului să fie destinată echipamentelor de irigație. Pentru că asta discutam și cu domnul Barbu și cu domnul președinte Stănescu, cu toți factorii implicați, inclusiv la nivelul ministerului cu domnul ministru Daia, și am spus, domnule, argumentul nostru principal este că e pentru prima dată, cel puțin într-un anumit domeniu, și mai este și altul, și o să vorbesc un pic și despre el, dar în domeniul irigațiilor, unde statul român a înțeles că trebuie la nivel european, pentru o gândire europeană, să avem complementaritate de programe. Dacă ai pe fonduri europene program destinat pentru sistemul secundar de irigații, atunci el vine în complementaritate cu sistemul principal de irigații reabilitat prin ANIF și în felul ăsta duci apa de la canalul de irigații până la plantă. Același lucru s-a întâmplat și statul român a dat dovadă de maturitate democratică și în gândire de politică strategică atunci când a înțeles că prin fondurile alocate prin PNDR, gestionate de AFIR, pentru mediul rural și dezvoltarea satului românesc, în proiecte de apă, apă uzată, canalizare, drumuri, modernizare de școli, grădinițe, afterschool-uri, a venit cu PNDL-ul la momentul respectiv și a suportat celelalte proiecte depuse în cadrul acestui program, care nu puteau fi finanțate din fonduri europene. Și aici apare din nou complementaritatea. Deci cred că asta este cheia succesului și cheia gândirii viitoare la nivel de strategie asta guvernamentală și strategie națională. Complementaritate pe mecanismul viitor, să punem, eu știu, punctaje serioase pentru instalații de irigat. Și mai e ceva foarte important și te-ai spus bine, așa domnul este președinte, că acum eu îl cred și mă închin în ce spune el, cu mici excepții, cu transformarea apei mai greu. Siret Bărăgan, dacă... Haideți că vorbim și de Siret Bărăgan, dar să discutăm cu un telespectator, că a sunat cineva din Dâmbovița. Alo, bună seara! Bună seara, domnul Ovidiu, și bună seara oaspeților dumneavoastră. Bună seara! Vă ascultăm. Am o întrebare scurtă pentru dumneavoastră și pentru oaspeții pe care aveți dumneavoastră acolo. Da.
Mă interesează să înființez câteva hectare de usturoi. Și am înțeles că se majorează de la 1000 de euro la 3000 de euro. Da. Care sunt condițiile care trebuie să le îndeplinim și dacă putem să... Adică eu am o măsură 6-1 pentru tinerii fermieri. Și am avut acolo niște dovlecei de pus pentru 2 hectare. Pot să pun usturoi pe astea 2 hectare? S-a finalizat proiectul? Ați contractat proiectul? Nu, sunt în curs de finalizare. Dacă nu sunteți în curs de finalizare, trebuie să vedem că dumneavoastră mai aveți o tranșă de plată, tranșa finală, tranșa a doua. Trebuie să vedem exact care sunt condițiile pe care trebuie să le îndepliniți până la depunerea ultimei cereri de plată. Și dacă nu sunt condiții care să vă impieteze plantarea de usturoi, atunci cu siguranță o să puteți planta o nouă cultură. Dar trebuie să analizăm exact proiectul respectiv. O să iau detaliile de la domnul Ghinea și împreună cu colegii mei mâine o să vă contactăm. Mulțumesc foarte mult. Cu alte cuvinte, atunci, să nu închideți, să lăsați numărul colegilor din regie, da? Da, domnul Ghinea, da. Bine, bine, mulțumim și noi pentru telefon. Siret Bărăgan, vă întreba domnul Rădulescu. Siret Bărăgan e o mare investiție pe care era abandonată 30 de ani, deci nici n-a curs vreodată apă pe acest Siret Bărăgan. Nu mi-a venit să cred. Ce? Aveți câteva chestiuni cu care m-ați uimit. Mă opresc aici, nu vă mai laud, că pe urmă. Dar acest Siret Bărăgan va aduce apa gravitațională. Foarte important. Pe sub Carpați, așa. Și o ducem spre Dunăre. E, acolo va fi foarte mult de muncă, atât pentru canale pe care trebuie să le proiectați, să le executați și să faceți probabil și discuțiile cu fermierii, cum veți face aceste lucruri și cum îi veți retribui pentru terenurile care le puneți în această circulație. Urmă să vă întreb ceva pe dumneavoastră. Asta e unul. Doi, ce spunea domnul președinte Afir, e foarte important că trebuie infrastructura pe care văd că ați gândit-o excelent. Dar nu vă gândiți la acest Siret Bărăgan, e o întrebare, nu sunt tehnic și vă întreb ca idee. N-ar fi mai ușor, pentru astea le-ați reabilitat, canale deschise, să faceți și canalizare în tuburi închise și să evităm aceste canale deschise, țin cont că au cădere gravitațională? Nu știu ce ați gândit și cum. Mă întreb. Nu. De ce vreau să vă spun că au venit, am avut mai multe întâlniri și cu producători de aceste tuburi și la dimensiuni foarte mari, până la 3000 de dimensiune. Problema este că, de exemplu, pe o amenajare unde un canal merge pe 40 de kilometri, are lungime și de 40 de kilometri, practic amenajarea are în spate aproape 60.000 de hectare. Dar pe lângă cele 60.000 de hectare pe acolo, pe unde trece și nu sunt acele stații de punere sub presiune, ploturi, antene, CP-uri, care sunt făcute pe structura amenajării de irigații, oamenii irigă cu motopompe în plus aproape încă 10.000 de hectare. Practic, dacă noi băgăm toate aceste canale, le băgăm intubate prin astea, există posibilitatea la... Pentru transport la distanță mare, la să te mai folosești de exact. Și probabil să faceți deschideri din loc în loc să intrați pe canale deschise. Nu mă pricep. Nu. Este avantajul de închis este că nu ai evaporare. Dar ce spune domnul director e foarte clar. Dacă eu am terenul aici, eu știu, stația o pune la 5 km, eu cum iric. Iar kilometru e suficient. Și plus mentenanța e foarte scumpă. Dacă ar trebui să faci intubat, vă dați seama la un grad de colmatare care în România, din Dunăre, apa care vine colmatează aproape între 5 și 7, 10 cm canalul nostru pe an. Vă dați seama ce ar însemna să faci acel tub intubat și să-l... Nu, e foarte dificil. Într-un sistem modern, cred că ar fi frumos să ai așa, că apă în sistem închis. Poate vă gândiți câteva mii de hectare să le faceți așa, să vedem cum funcționează. Nu povestea cineva, nu știu în ce țară, că te duceai, plăteai cartela și la ora X. Puneai cartela și decât te conectai, dădeai drumul la apă în funcție de... Domnul Rădulescu, unde și noi sunt, știți cum erau acele jghiaburi care erau prin Brăila sau...
altă parte în Bacău, am luat soluția și am făcut intubat, adică nu avem. Sau dacă un canal traversează 10 km unde în stânga-dreapta este pădure sau nu sunt zone din astea, am renunțat practic și am băgat pentru a nu mai avea pierderi pe canal. Dar probabil e mai ieftin în tub decât în canal deschis. Nu, e mai scump. E mai scump, dar pe termen lung... Deci că nu sunt pierderile așa mari? Nu sunt pierderile așa mari. Nici infiltrări, nici ceva pot transpira. Da, sigur, și echilibru. Ecologic, e complicat. Dar pe pierderi eu consider și eu am făcută pe anul 2018, calitatea mea e de economii și întotdeauna am mers foarte, sunt foarte strict. Decizia aceea guvernului de a da apă gratuită pe aducțiunea principală, practic Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare în anul 2018 numai s-au irigat aproape 628.000 de hectare în România anul trecut, în anul 2018, în care 400.000 au fost porumb. La cele 628.000 de hectare, agenția a cheltuit undeva la 3 milioane de euro curent pentru apă gratuită până la stațiile de punere sub presiune. Și numai pe producția de porumb, producția de porumb pe 400.000 de hectare a fost de 780 de milioane de euro. Asta înseamnă că numai statul din impozitul pe care îl aplică la 780 de milioane, statul a câștigat 90 de milioane, a băgat 3 milioane și a câștigat 90 de milioane de euro. Vorbim de TVA și de... Și plus că am ajuns și... Haideți să mai adresăm o întrebare și domnului Chesnoiu din partea domnului Ruben Mocan. Dumnealui ne scrie următoarele. Am accesat un proiect pe măsura 6.1, tineri fermieri, care a ajuns la anul 3 de proiect și am prevăzut în proiect plantarea un hectar de nuc, un hectar de castan și achiziționarea a 2 hectare de teren. Nucul l-am achiziționat și plantat, cele 2 hectare au fost achiziționate, dar castanul comestibil nu pot să-l găsesc nicăieri certificat și etichetat cu eticheta albastră. Am căutat în toată țara și toate răspunsurile au fost aceleași. Nu avem castan certificat și cu eticheta albastră. Aș putea face o derogare de la proiect pentru a schimba cultura de castan în altă categorie de pom sau dacă puteți să-mi oferiți alte soluții la această problemă ca să nu pierd proiectul. Trebuie să facem o analiză foarte clară pentru că obligațiile asumate prin planul de afaceri care sunt obligații asumate în nume propriu de beneficiarul nostru, ele trebuie duse la îndeplinire până la finalizarea proiectului așa cum și-a propus în planul de afaceri. Acolo unde din motive temeinic justificate sau din incapacitatea de a găsi materialul săditor, trebuie să vedem dacă el nu se produce nicăieri și este o imposibilitate obiectivă, atunci cu siguranță trebuie să analizăm și să vedem dacă îi putem da această derogare. Dar la fel, îl invit și invit pe toți telespectatorii noștri care au o astfel de problemă sau probleme în care vor lămuri de la noi, de la AFIR, să scrie un mail pe adresa mea de serviciu adrian.chesnoiu@afir.info și cu siguranță o să primească un răspuns în timp util. Bun. Până mai repet o dată că dacă sunt... adrian.chesnoiu@afir.info, dar pot intra pe site-ul nostru și cu siguranță găsesc toate datele vorbim mele de cont. Vorbim că de fapt asta vrem. În regulă. Bun. Haideți să luăm publicitate după o scurtă pauză comercială. Revenim aici la Agricultura la Raport.